Lasă-mă, amici, nu mai dă una pentru ca să țină nevastă fără zestre.
mai ales că acum costă mare din rocere cu ocazia bugetului, pentru că l-a devenit foarte supărat pe 1 aprilie. Și ce salariu a avut? Mare acusare! Avea și el 150 de lei pe lună la suplimentar cu 150 de franci să procopsească statul. În față să le stai 150 de franci. La suplimentară, sublimea la Dumnezeu luminicilor fișorilor din cap. S-a ajuns să-i văd vorbesc pe toți cu mânușița atinsă pe stradă. La coțul Butculescu... Bunașule! Poftiți la dejun. Bravo! Vizitele astea pe la mine sunt din costul tău. A, n-ai vrut să stai de la suflet. Ba da, am vă trăit. De când am fost trezit la stomă, în inspecție, cu domnul inspector, cu domnul Gea. Am stat vă trăit să trăim, pentru că era strajic suprimată, că lui trimiteam mereu parale. Bravo! Nu era mâine, pe mâine, cu scrisorul la mine. Cine știe? Să avem șansă. Cine știe? Să avem mare șansă. Onașurile, să vă cești. Stai, mamițe, onașurile.